despre care vorbim în această seară. 1 Corinteni 12, deja arată altfel un pic. Puteați vedea și mai în față dacă mă voi arăt de data asta. Da. Fiecăruia versetul 7 i se dă. Rețineți că i se dă, nu inițiază omul. I se dă arătarea, adică manifestarea Duhului, Spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcia limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă, rețineți, fiecăruia în parte, cum voiește. Vă puteți reașeza. Am ajuns la a 25-a lecțiune din cadrul acestui studiu Știu ce cred, pentru ca să știm foarte bine ce credem și în ce credem, care este mesajul credinței noastre. Am intrat de anul trecut universitar în acest studiu și o să-l menținem până se termină mărturisirea de credință a cultului creștin pentecostal. Să proiectez, te powerpoint -ul. Nu vă mai reamintesc care sunt tipurile de daruri, daruri de putere, de descoperire, de inspirație. Vă spun doar că am ajuns la ultimul dar pe care îl vom prezenta cu ajutorul Domnului, cu sublinerea că această învățătură am mai ținut-o în urmă cu 2 ani, dar marea majoritate dintre voi nu erau prezenți atunci, așa că chiar m-am uitat în agenda și am văzut că în urmă cu 2 ani, undeva prin 11 martie 2021, am ținut lecțiunea pe care o voi ține în această seară. Bineînțeles că suntem la dispoziția Duhului Sfânt să transmitem ce vrea Domnul plus minus ce zice Domnul. Dar Am rugămintea din timp să scrieți dacă aveți întrebări. Știu că nu puneți întrebări nebune. Dacă există vreo întrebare nebună, o atribui vizitatorilor de pe internet. Dar și la întrebările nebune răspundem înțelept, stați în știți. Așa, ăsta codul pe slido, de pe orice browser intri, scrii codul ăsta 222 9579, și pui orice întrebare vrei nu e sigur că apucăm să răspundem, dar ne dorim să răspundem la întrebările voastre. Uitați-vă la această realitate a faptului că darurile de inspirație sunt darul tărmăcii limbilor, Acolo e o greșeală de scriere, e darul prorocii, darul feluritelor limbi și ultimul, darul tărmăcii limbilor, care vorbim astăzi. Terminologic, a tălmăcii, sau termenul de verbul a apare în Biblie doar de 25 de ori. Însă e foarte important. Pentru că dacă primești un mesaj pe care nu-l înțelegi, există posibilitatea să nu mai ai somn din cauza asta, pentru că nu ai priceput. De ce? De mesajul pe care l-ai auzit depinde viitorul tău. Depinde următorii 20 de ani pe care îi scurgi în viață. Depinde cariera ta, depinde căsătoria ta, depinde ce vrei să faci în planul lui Dumnezeu, așa că e foarte important, chiar dacă nu apare des această terminologie, e foarte important să înțelegem ce înseamnă tărmăcirea limbilor. Și de fiecare dată când ai un mesaj pe care nu-l pricepi, nu încerca să îl interpretezi ca să înseamnă tărmăcire, o să vedem, după bunul tău plac. Să știți că nu întotdeauna prima variantă care îți vine în minte cea mai bună. Recomandarea biblică este să stăm foarte aproape de scriptură, să stăm foarte aproape de rugăciune și să înțelegem mesajele care sunt tainice sau care sunt oarecum codate, transmise înspre noi, să le înțelegem în Spiritul Evangheliei, în această breșă, în această situație, în această zonă pe care Dumnezeu o trasează. Niciodată n-ai voie să cauți pe Google și să zici ce o zici, nu știu care, nu știu cine, ce e prin, nu știu ce, care e cod. Opriți-vă, vă rog, asta e vrăjitorie. Și vrăjitorie este interzisă. interzisă indiferent ce religie ai, indiferent de unde vii. Deci nu interpretați visele, mesajele pe care le vei le dă Dumnezeu căutând în zone neacreditate din perspectivă scripturală. Întotdeauna, ceea ce înțelegi trebuie să fie biblic, să-i litere de lege, da? Uitați-vă că Iosif e chemat după ce se creează un covor roșu, lăsați-mă să actualizez, și se spune, există altcineva în afară de tine care să poate interpreta visele pe care le-a avut faraon? De ce? De interpretarea acestor vise depindea viitorul unei împărății. Vă dați seama unde a așezat Dumnezeu dimensiunea viitorului unui regat. De unde se conduce regatul? Noi avem senzația că regatul se conduce de la președinte. Fals. Poate există un om ascuns într-un sat obscur la care Dumnezeu îi descoperă o taină, o informație, o transmite prin acel bărbat, acea femeie și de modul în care interpretezi acel mesaj care vine de la Dumnezeu, depinde binecuvântarea sau blestemul unei case. Eu am întâlnit familii care s-au nenorocit pentru că n-au înțeles bine un mesaj din partea lui Dumnezeu. Spre exemplu, unei fete, Duhul Sfânt i-a zis, vezi că dacă te măriți cu el și nu mă uit nici într-o direcție, că voi sunteți toate necăstorite, așa, o să aleg așa, dacă te măriți cu el, o să-ți zilele și o să spar rău că te-ai născut. Și fata a zis, nu-mi pasă. Nu-i de la Duhul Sfânt. Știți cu ajuns să-și plângă zilele? Știți că mesajul ăla a s-a împlinit după zeci de ani? Nu în primii ani. Sunt mesaje care nu se împlinesc după primii 3, 4, 5, 10 ani. Sunt mesaje profetice care se împlinesc după 20 de ani. Și după 20 de ani am intrat într-un birou la un pastor la care eu zis, frate, uite, îmi plâng zilele. Și pastorul a dat banda înapoi Cineva a avut grijă să-i amintească. Și o zici, știi că au avut o lucrare. Știi că e foarte important să pricep mesajul lui Dumnezeu. Pentru că, într-un fel, e un om azi, în alt fel este peste 30 de ani. Și singurul care vede în avans, fără să deruleze istoria, e Dumnezeu, e Duhul Sfânt. Așa că e foarte important să iei decizii în compatibilitate cu interpretarea corectă a mesajului. Dacă ai un astfel de mesaj, fie că ești beat, fie că ești fată, ai mare atenție, intră într-un stare de post, de rugăciune, tu cumva să iei decizii într-un mod copilăresc. Caută un pastor, un om serios al lui Dumnezeu, la care să-i spui, uite, frate, am avut o astfel de descoperire, trec printr-o astfel de simțământ, am problema asta cu care mă confrunt. Ce zice Dumnezeu? Cum înțelegem noi mesajul ăsta de la Duhul Sfânt? Nu vă fie frică de interpretări care s-ar putea să fie negative, pentru că prea târziu e greșit că îți dai seama, să auzi și să pricepi un mesaj că nu mai poți face nimic. Pentru că asta e, a luat decizia, ți-o asumi. Uitați-vă când vine Iosif și decizia de modul în care interpretează el visele pe care le-a avut faraon, culmea, unui om păgân i-a dat Dumnezeu niște vise prin care a vorbit clar ce urmează să se deruleze în spațiul egiptean. O să nu avea legătură corectă cu Dumnezeu. Omul să era departe de Dumnezeu. Și când încearcă să insinueze ideea că Iosif este un interpret de excepție și că nimeni nu înțelege mesajele ca el, ascultați ce zice Iosif. Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Genesea 48. Oricât de bine ai putea interpreta un vis, o vedenie, un mesaj profetic, să-ți intre bine în cap și să ne intre la toți, oricât de mult Duh Sfânt ar fi în tine, să nu cumva să spui vreodată, eu interpretez bine, eu știu, eu am reușit, eu am tălmăcirile corecte. Nu, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e suveran, Dumnezeu Duhul Sfânt, să aleagă prin cine transmite acele interpretări ale mesajului. De aceea Duhul e suveran, așa cum am citit, să transmită tălmăcirea limbilor prin cine decide Duhul Sfânt. În parte fiecăruia, în parte de fiecăruia, după cum voiește Duhul. Lăsați-l pe Duhul să fie în control total al vieții voastre spirituale. Așa de mult vreți să controlați viața voastră, eu vă cunosc. Am fost și eu ca voi. Și eu mi-am dorit să controlez viața mea, viitorul meu. Mi-am creat anumite scenarii, mi-am prezentat anumite posibilități, am avut anumite vise, idealuri. Și am zis, eu așa o să fac, Dumnezeu așa o să mă folosească. Dumnezeu acolo va lucra cu mine. Și Domnul a zis, fii atent, trebuie să iau planurile astea tale, pentru că sunt ale tale, și să le arunc de beton, nu doar de parchet, de beton. Să te doară când se fac praf să simți cum se sfărâmă. Și eu vreau să fac altceva cu tine. Și am alte planuri. Și tu ai interpretat greșit planurile mele. A zis indirect Dumnezeu. Credeți că mi-a convenit? Hm. Am zâmbit, nu? Am zis foarte bine, Doamne. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Dar ce bine că am acceptat voia lui Dumnezeu. Și mă simt bucuros și fericit în numele Domnului pentru că Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea necesară la momentul potrivit să accept planul lui Dumnezeu. Tălmăcirea limbilor în greacă, aici unde apare în versetul 10 și nu numai, există o expresie grecească pe care trebuie să o amintim ca să înțelegem mai bine contextul. Și ascultați care este această expresie. Da? Hemernea gloson. Adică nu doar o simplă traducere. Vorbești în limba franceză și traduci în limba română. Nu e așa. Nu e o simplă traducere. Este o interpretare a ceea ce a vrut să spună limba aceea sau acele limbi care s-au vorbit. Haideți să ne înțelegem acum. Foarte mulți în lumea evanghelică, pentru că nu au curajul să creadă și nu au disponibilitatea să se facă uneori vulnerabili, nu pot să creadă că Duhul Sfânt, prin darul vorbirii în limbi, vorbește o limbă netraductibilă, adică nu e o limbă englezească, franțuzească, Poate să vorbească și așa, dar Duhul de obicei, cum spune unul Corinteni 14, vorbește o limbă neînțeleasă de oameni. Și atunci există un, un act de credință. Să ai ochii închiși, să nu ai nicio conexiune cu un sistem lingvistic, să nu ai nicio cunoștință despre ce urmează să spui, să primești un mesaj tu aici, da? Dincolo, uite, dincolo cineva vorbește, dar nu acum, data viitoare, da? Și dincolo cineva să vorbească traducerea. Asta e un act de credință. Dar nu e simplu? nu i ușor? Să fie cineva la distanță mare. Sau să fie aceeași persoană, eram în tabără cu voi, ultima dată când am fost, și nu contează dacă m-ați auzit sau nu, vă spun clar ce s-a întâmplat. În timp ce cântau în față frații, eu de acolo, de pe primul rând, aveam cântarea în alte limbi. Și am avut cântarea aceasta fără programare, nu când vroiam eu, nu era nici o discordanță și foarte interesant era că și versurile pe care le spuneam în alte limbi rimau, fără să mă gândesc. Pentru mine Dumnezeu lucrează în felul următor, dacă vreodată am vreo silabă pe care o am în minte, niciodată Duhul Sfânt nu-mi dă aceeași silabă. Adică dacă eu premeditez să spun ceva care am mai zis, atunci când mă gândesc ce urmează să zic, imediat Duhul Sfânt îmi dă o altă, o altă silabă, o altă expresie. Pentru ca să nu cumva să fiu ispitit să vorbesc automatism. Niciodată când vorbesc în limbi, nu îmi propun să vorbesc în limbi și niciodată nu vorbesc în limbi pentru că inițiez vorbirea în alte limbi. Sunt unii care spun, eu vorbesc când vreau, ai grijă. N-ai voie să vorbești când vrei. Tu trebuie să vorbești când vrea El. Când vrea Duhul Sfânt. Da, tu trebuie să-i dai acordul Duhului Sfânt să vorbească prin gura ta pentru că nu ești robot. Tu și mintea ta devine fără rod, dar creierul tău funcționează. Unii au ironizat da, anumite expresii pe care nu le-am folosit cele mai fericit legate de vorbirea în limbi, dar ei nu știu aproape nimic despre asta. Și vorbesc ce nu știu. Trist e că unii dintre ei au vorbit în trecut în limbi și acum nu mai vorbesc. Au căzut din această lucrare a Duhului și asta e tragic, se e falimentar. Dacă tot ai căzut dintr-un domeniu anume, dacă altădată aveai o experiență cu Dumnezeu, erai la un nivel anume și acum ai căzut din experiența aia, măcar să-ți fie rușine, taci. Taci din gură, nu ironiza. Nu bași jocuri ce ai experimentat altădată și nu mai poți experimenta. Nu va jocuri ce nu cunoști. Este cea mai mare și cea mai adâncă ironie a prostiei, cum să o numesc, numiți-o cum vreți voi. Se cea mai mare greșeală pe care o poți comite. Să nu știi ceva clar despre ceva anume și să te trezești că vorbești. Să-ți dai cu presupusul. Să mai și ironizezi. Ai grijă când ironizezi cum arată monitorul ăsta, boxa, mai e cum e, de ce e ledul albastru și nu roșu. Asta trecem cu vederea că se pare că n-ai altă ocupație. Dar când ironizezi lucrarea Duhului, ai mare atenție că mi-e frică cum o să ți se termine viața. Mi-e frică ce urmează în viitorul copiilor tăi, familiei tale. De ce? Duhul nu-i de jucat cu el? E Duhul care e Dumnezeu. Și Dumnezeu în îndurarea Lui are multă dragoste cu fiecare dintre noi. Dar nu cumva să ne jucăm cu Duhul lui Dumnezeu. Să nu cumva vreodată va dintre noi să ne trezim că spunem ceva doar să fie spus. Că ne simțim sub opresiunea ideii că trebuie să spun ceva în limbi. Că câte unul nu are salariul și trebuie să-ți facă salariul și vizualizări. Și tai dintr-o predică a unui pastor, a unui predicator. Prietene, revin Nu te juca cu lucrarea Duhului Sfânt. Fă vizualizări despre elicoptere și avioane. Vorbește despre NASA. Vorbește despre ce vei tu. Învață pentru asta dar nu pa jucuri lucrarea Duhului Sfânt. Nu mi-am propus să spun asta. Dar este un semnal de alarmă pentru noi toți. Mie întotdeauna mi-a fost frică, o frică sfântă, să vorbesc despre lucruri curate și să le bajocoresc dacă eu le înțeleg altfel. Nu știu că ați observat niciodată mă vând să spun cuvinte grele despre un mesaj profetic fără să am autorizare de la Duhul Sfânt și fără să am verificări clare, tangibile, în istorie, palpabile, să se întâmple. Dacă o zis că microfonul ăsta e roșu și e negru, acum ne pare foarte rău, e negru, nu e roșu. Mă înțelegeți? Dar să te apuci de la distanță să spui s-ar putea să nu fie microfon, are sau nu fir, de ce nu are, ce se întâmplă, să-ți dai cu părerea, nu e normal. Și despre microfon poți, că nu e o mare problemă decât faptul că mai distorsionezi adevărul și asta se duce spre minciună, dar despre Duhul Domnului nu poți să faci asta. Este inamisibil. Este subcultură umană. Este josnic, este dureros de grav. Nu vorbiți dacă nu știți. Nu ziceți să fie spus ceva. Nu vă găsiți în treabă spunând ca să atrageți o partidă, o grupă de oameni, niște prieteni de-ai voștri. Vă rog frumos, nu faceți asta ca să creșteți în simpatia oamenilor. Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze pentru vindecarea oamenilor. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează ca să popularizeze un om sau să facă populist sau popular. Duhul lui Dumnezeu lucrează ca să vindece vieți, să transforme inimi. Voi puteți să spuneți ce vreți voi care nu credeți despre lucrarea Duhului Sfânt pentru că noi am experimentat lucrarea aceasta. În viețile noastre se întâmplă în fiecare zi intervenții supranaturale. Dumnezeu lucrează și azi autentic, supranatural. Uitați-vă, veneam de la evanghelizare din județul Sălaș, dar nu din cauza asta sunt plat. Așa au fost. Mă întorceam, eram singur, foarte rar mi se întâmplă să călătoresc singur în ultima vreme. Iau întotdeauna pe cineva, cel puțin o persoană, un frate, dacă nu soția sau un grup de tineri. Și aveam o cauză specifică și am zis, Duhul Sfinte, uite, acum, era undeva ora, după ora 22, veneam cât mai repede să ajungă acasă, pentru că dimineața era cină, dacă bine mi amintez, la 8 dimineața, trebuie să fim aici la biserică, la rugăciune. Și am zis, Duhul Sfinte, mă rog pentru un subiect. spune dacă trebuie să mai fac lucrul ăsta sau nu? Nimeni nu știa. Vă spuneam că eram singur. Telefonul nu era deschis, nu vorbeam cu nimeni, nimeni nu m-a auzit. M-am rugat singur cu Dumnezeu. Nu știu cum să vă explic. A fost și la Domnului aici, la Betania, a fost la slujbă cu toții, care a fost. Între programe, un bărbat de aici, din Biserică, membru la noi aici s a pus să se odihnească între slujbe și s-o trezit ca și cum ar fi avut un șoc, a avut un vis cu mine. Nu din cauza că o visea cu mine s-a speriat, ci pentru că visul era atât de real încât ar fi putut atinge ce se întâmpla acolo. Pentru subiectul legat de care m am rugat, Dumnezeu i-a arătat în vis exact clădirea, i-a arătat cu detalii cum arăta la sânga, cum arăta în dreapta, i-a arătat ce, urme ce este în stânga și care sunt pericolele din stânga clădirii, mi-a zis ce trebuie să fac eu în clădirea aia și exact asta era întrebarea mea. Să mai intru sau nu în clădirea aceea? Bineînțeles că activând într-un domeniu anume. Și bărbatul speriat s-a trezit la 5 dimineața, adică între programe, după masă, nu știu la ce oră, s-a trezit șocat, a zis că a simțit o durere la nivel de cap când simtea să e urgență, îmi spună, și mi-a trimis mesajul. Dați seama cum lucrează Duhul Sfânt. Eu sâmbătă seara m-am rugat, n-am zis la nimeni, n-am pus nicio cauză înainte niciunui proroc. Pe bărbatul ăsta l-a lăsat Duhul Sfânt să vină la slujbă, a stat aici în biserică, în clădirea bisericii, a ajuns acasă să se odihnească și în timp ce se odihnea, i-a dat un vis în care i-a dat detalii. Mi-a scris visul detaliat. De ce? Și azi Duhul Sfânt e viu, e prezent, vorbește, a spus că aproape în fiecare săptămână primesc un mesaj profetic, nu-l cer, nu scriu nimănui. Vă spuneam că la un moment dat eram în Perth, în Australia, și Duhul Sfânt a, trezit o soră de undeva din sudul României, pot să vă dau și detaliul localității din Oravița, n-am văzut-o niciodată la față. Ultima dată când am fost cu Alexandra la evangelizare, a venit și ne-a salutat și mi-a spus, eu am avut visul la cu dumneavoastră că a trezit-o Duhul Sfânt pe la două, trei dimineața și a spus, intră pe biserica Pert, pentru că cineva predică acolo, trebuie să-i un mesaj. Căsește cumva numărul de telefon și scrie un mesaj. Azi, în vremea asta, Duhul Sfânt descoperă. Duhul Sfânt e prezent, e foarte important când primești un mesaj, să știi cum să-l interpretezi. Uitați-vă că această tălmăcire sau interpretare corectă a limbilor apare în 1 Corinteni 12, versetele 10, 30, 14 cu 5, cu 13, cu 26, cu 27, cu 28. Cum putem defini acest dar al tălmăcirii limbilor? Este o zestrare divină supranaturală. De, e dincolo de natural. Depășește nivelul uman de percepție. Este deasupra posibilităților umane prin care primești în Duhul, interpretarea unei vorbi în limbi și prin care ți se transmite ție ca persoană sau un grup de oameni sau biserici chiar semnificația mesajului rostit prin darul vorbirii în alte limbi. Cineva vorbește în alte limbi și tu primești semnificația acelor cuvinte. Ce nu e darul tărmăcirii limbilor? În primul rând nu este o manifestare naturală. Nu este traducerea unei limbi învățate în limba maternă. Dacă ai învățat spaniolă la școală, nu înseamnă că o să primești interpretarea sau tălmăcirea limbilor din spaniolă. Sunt unii care zic eu am fost prin Spania, am fost prin Italia și am auzit pe cineva vorbind în limbi, par fi italiană. Nu te grăbi să interpretezi. De ce vorbești în italiană două cuvinte și de fapt tălmăcirea sunt mai multe? O să vedem imediat. Nu te grăbi. Nu-ți da cu presupusul. Nu știi, n-ai descoperire? Bine ar fi să cam taci nu-ți da cu părerea. Doi. Nu este un dar al traducerii simple, da? Adică nu-i traducere cuvânt cu cuvânt. O să găsești momente în care se vorbește în limbi trei cuvinte și se tărmăcește în limba română trei fraze. O să vedem acordul biblic pentru asta, da? Apoi, al treilea lucru nu e o traducere literară sau literală a unui text nu te uiți pe text și fiecare cuvânt cu cuvânt îl asociezi în limba aceea, nu-i interliniar, da? Ce este darul tălmăcirii limbilor este o activitate supranaturală a Duhului Sfânt. Este o tălmăcirie instantanee, foarte importantă de reținut azi. Deci nu e o chestiune în care tu premeditezi, oare ce-o vreau să zic cu cuvântul ăla? În momentul în care Duhul vine peste tine, vorbești instant cuvinte care nu te-ai gândit să le vorbești. Nu ai premeditat nu stai să asociezi, oare nu cumva ar fi alta însemnătatea? Nu, n-ai dreptul să faci asta. De ce? E o lucrare a Duhului. Așa cum vorbești în limbi, fără să știi ce spui, la fel traduci sau tălmăcești limbile fără să te gândești ce însemnătate au limbile acelea. Este o, o, o tălmăcire instantanee, asta e foarte important de reținut. A da? unei limbi vorbite prin Duhul, limba pe care tălmăgitorul nu o cunoaște prin învățare nu ai învățat. Și ferește-te, dacă știi limba engleză și auzi pe cineva vorbind în alte limbi, într-o limbă cu un dialect englezesc, ferește-te să fii tarmaci. Că Duhul Sfânt nu te va folosi pentru asta. Și dacă tu traduci din limba engleză, nu zic că a fost de la Duhul Sfânt. Spune că ai știut limba engleză și ai tradus pentru că ai învățat la școală. Nu-l pune pe Duhul Sfânt, da? Așa e corect. Apoi este un dar de interpretare a mesajului. Aici foarte important de reținut dar nu e o simplă traducere, ci este hermeneo, adică o hermeneutică, o interpretare, o tălmăcire cu rol de explicație, de a da anumite detalii care evidențiază mesajul care a fost acolo, ce vrea să spună mesajul. Da? Aș vrea să observăm că traducerea este strict legată de cuvintele din text, Tălmăcirea pe deosebire presupune mai multă libertate și deslușirea sensului mesajului. Când traduci, trebuie să fii foarte corect cu ce a zis celălalt. Când interpretezi sau tălmăcești, există o flexibilitate anume, există o posibilitate să dai anumite detalii care sunt cu rol de evidențiare sau de prezentare mai clară a sensului mesajului. Da, o manifestare similară o regăsim în Daniel 5 cu 25. Aici, dintr-o dată, se întâmplă să fie scris pe perete, în timp ce unul se ocupa cu prostii, a adus vasă de Domnului, da? o băut un pic de alcool, motiv pentru care vă știți că nu e ok să bei, da? a început să aibă tricolorul pe el, s-a făcut albastru, roșu, primată, da? după aia a îngălbenit, a început să aibă probleme foarte mari, genunchii au început să se disloce. Deci să era rege, nu era un neica de pe stradă, da? neica nimeni, era un om foarte important, rege-lui. Au început să se dizloce genunchii, au început să tremure tot și un cap de mână, adică ca și cum ar fi un pot de palmă a scris, Mene, mene, tekel ufarsin. Înă imaginați-vă scena asta, un bărbat care și-a primit dezonoarea pe care a adus-o să ia vasele Domnului, Deportate din spațiul evreic, odată cu cei 10.000 de evrei, mutați în al treilea val de exil, și au luat vasele Domnului, era o dezonoare la adresa lui Dumnezeu și au început să pună în vasele Domnului alcool. Și în beția lor au început să vorbească cu cea mai siguranță vulgar, au început să aibă conotații morale, senzuale, groaznice, păcătoase. Și în contextul ăsta, da, există o mână. Nimeni nu a intrat în sală. Imaginați-vă că ați vedea pe perete, acum știți ce... Dacă pe perete ar scrie o mână acum, mulți de aici ați fugi. De ce? Va fi frică. De ce va fi frică? Dacă descoperă păcatele mele. Și chiar există motiv de te teme. Dacă ai păcate ascunse. Deci, nimeni nu intră în zală și un cap de mână scrie într-o limbă neînțeleasă. Asta e mai interesant. Da? Ascultați ce zice Biblia, iată, însă scrierea, versetul 25, care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântăric. Cântărit și împărțit, adică mene, mene, tekel, ufarsin. În mod normal, trebuie să spun atât. Doar numărat, numărat, cântărit și împărțit. Nu vi se pare că adaugă prea mult în plus? Uitați-vă ce primește prin Duhul, prin darul acesta de tămăcire a limbilor omului Dumnezeu Daniel, despre care nu avem dubii dacă era plin sau unde Duhul Sfânt sau dacă lucrează sau nu Duhul Sfânt cu el, versetul 26, uitați-vă că există trei versete care descriu patru cuvinte, dintre care două se repetă, adică doar trei în esență. Deci pentru trei cuvinte nu se traduce efectiv, ci există o interpretare. Și acum, prin Duhul, vine interpretarea. Iată tălcuirea acestor cuvinte. De aici începe interpretarea. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele, dar nu zilele de viață. Ci zilele Domniei. De unde ești asta, Daniel? Numărat în sine poate însemna orice. A numărat orice. A numărat victoriile, a numărat orice. Dar uitați-vă că prin Duhul vine interpretarea mesajului. Și a numărat zilele Domniei și o altă descoperire care vine prin Duhul și a pus capăt. dați seama ce urmează să se zică omul ăsta? Deci Daniel e un om la, la, la palat și regele îi spune, prietene, Duhul mi-a descoperit că ție ți se termină împărăția. Imediat puteau să sară câțiva bodyguards, oameni înarmați până în dinți, care să-l decapiteze pe Daniel. Și spune, cum îți permis să spui asta despre regele? Când ai un mesaj profetic, îți asum riscul. O să te calumneze oamenii. O să sufere oameni din familia ta pentru că vei fi bajocorit. Ești gata să-ți asumi riscul. Dacă nu ești gata, de unde poate folosi? Ca două oară, salut, nu mai asculți. Vii la biserică și stai pe telefon, dar nu pui întrebări. Stai că nu te interesează. Vii, mai tragi un pui de somn, mai ai ceva, cuvinte despre altceva, te uiți foarte larg, nu te pasă. Nu-i normal, ai grijă. Numărat înseamnă, ți s-a numărat zilele domniei. Vă dați seama cine numără zilele domniei? Cine controlează universul? Realizați voi cine? Dumnezeu. Știți că zilele vieții noastre, ale fiecare dintre noi, sunt numărate în cer? Știi că dacă ai ajuns aici, în seara asta, e pentru că a decis Dumnezeu? Știi că lui Dumnezeu îi pasă extrem de mult de viața ta și poate să-ți transmită un mesaj pe care îl aștepți de multă vreme. Are un Dumnezeu cuvânt pentru tine. Tu ai tot felul de gânduri, îți faci planurile tale și Domnul poate în seara asta să spună, hei, numărat, s-a terminat cu prietenia asta care lumească. Să termină. Că dacă nu o termin tu, să știi că vine un accident care o termină. O termină. Oprește-te. Oprește-te din anturajul acela mordar Numărat. Vezi că ți s-au spus de multă vreme. Ai avut multe ocazii. Înțelege ce zic? Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit, are rezultatul. Acolo nu zicea că ai fost găsit ușor. Nu, era doar cântărit. Dar uitați-vă ce semnificație are prin Duhul interpretarea acestui cuvânt. Ai fost găsit ușor de cuvânt de descoperire din nou. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împăr împărțită și dată și știe cine vor fi următorii descendenți la tron, mezilor și perșilor. Așa că, dragii mei, vreau să înțelegem că atunci când există o tălmăcire a limbilor, nu este doar o traducere mot a mot, cuvânt cu cuvânt. Nu interpretați greșit acest mesaj. Tălmăcirea înseamnă o descriere, o deslușire, există o libertate de mișcare în expresii, sinonimie, există cuvinte care să aibă același sens, care pentru destinatar au un impact foarte mare. De ce? Cuvântul ăla e cuvântul care îl macină de două săptămâni, îl urmărește. Sunt a îmbuvnat în el, în ea, nu vrea să se mai deschidă, nu vrea să mai vorbească. Și din toate zice, domnul, ce ești așa morocănoasă? De ce ești așa arici? Din toată ideea de arici, că l-o atins când era în copilărie, îl afectează pe el, poți să-i spui supărat, dar când îi zici arici, ideea de arici, că e creață de arici, că e frică, asta l afectează pe el, o afectează pe ea, mai ales dacă e fată, nu prea suportă ideea, se supără, gata, dispare, nu-i mai place. De ce? i vorbi direct, Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit personal pentru problema lui, pentru problema ei. Asta înseamnă tălmăcire, interpretare explicativă. Să dai detalii. Detaliile acestea n-au voie să vină din inteligență umană. N-au voie să vină din experiență umană. N-au voie să vină de la tine pentru că vrei să ajuți omul că nu pricepe ce îi spune Duhul. Să te ferească Dumnezeu să adaugi vreun cuvânt. Fiecare cuvânt pe care l-a spus Daniel are o semnificație foarte importantă. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Dacă ar fi zis greu, deja are altă semnificație. Și doar un cuvânt schimbă tot. Este singurul dar dependent de darul vorbirii în limbi. Așa că nu poate fi utilizat dacă nu se vorbește mai întâi în alte limbi. 1 Corinteni 14 cu 13 și apoi să se vorbească tălmăcirea. Tălmăcirea poate fi dată de o persoană diferită, persoane care nu se cunosc, nu s-au văzut niciodată, sau tălmăcirea poate să vină prin același frate, prin aceeași soră. Nu există obligativitatea să fie persoane care nu se cunosc. Zic unii, da, de ce? Că ei se cunosc între ei. Și care e problema că se cunosc? Dacă Duhul așa a decis, ca prin cutare, frate, să dea vorbirea în limb și prin cutare, frate, să fie tălmăcirea limbilor, tu n-ai capacitatea să crezi că Duhul poate face asta? De ce te potignești asta? Ai o problemă. Manifestarea acestui dar în biserică are ca și inițiativă pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt decide cui dă darul tălmăcirii limbilor, nu tălmăcitorul. Aș vrea să suplinez aici faptul că dacă ai avut trămăcirea limbilor o dată, de două ori, de 100 de ori, nu e obligatoriu să ai și 101 oară. Duhul decide când te folosește. Dacă te folosește în slu slujba aceea în momentul acela, sau dacă te va folosi peste un an, peste doi, peste o zi, peste o săptămână, aici există o reglementare cantitativă a darului trămăcirii limbilor, adică trebuie să aibă un sens clar, să se vorbească în alte limbi, să se facă o pauză, da? Zice că să vorbească unul, doi sau trei și ceilalți să judece la darul prorociei, iar la darul tălmăcirii limbilor nu poți să vorbești așa aleatoriu doar în limbi și nimeni să nu priceapă nimic. Când vorbești în limbi, trebuie să se facă o liniște. De ce? Pentru ca mesajul să poată fi interpretat, iar fraza sau cuvintele să nu fie prea multe sau prea lungi, ca să nu poată fi înțelese ușor de cei care le ascultă spuneam că tălmăgitorul poate fi același sau un altul, adică cel ce vorbește în limbi sau un altul. Apoi e foarte important să înțelegem că în Biblie e recomandată rugăciunea pentru primirea acestui dar. Cine vorbește în alte limbi, cine are darul vorbi în limbi, spune Sfântul Apostol Pavel, să se roage să primească și darul tălmăcirii limbilor. Nu vreau să vă pun să ridicați mâna sus. Dar gândiți-vă bine, este cineva dintre voi care s-a rugat să primească acest dar? Gândiți-vă doar. Știu că darul prologiei pare a fi mai spectaculos. Știu că mulți și-ar dori să aibă darul tămăduirilor. Când vrea Dumnezeu să-l folosească într-un loc, să meargă, să-și pună mâinile peste un bolnav și paralizatul să ridice în picioare. Este un dar cu o manifestare mult mai vizibilă. Dar mai sunt, e cineva aici, gândiți-vă bine, fără să ziceți cine. E cineva aici care e decis ca din seara asta să zică Duhului Sfânt, Duhule, Tu care mi-ai dat darul vorbi în limbi, adică vorbesc fluent Fraze întregi, înainte să mă însor și înainte să mă mărit, mai mult decât asta îmi doresc, să primesc darul tămăcirii, limbilor. E un dar cu care te expui. O să te trezești cu multe comentarii. Cineva a scris pe slide-ul, dați-mi un video sau un audio. Nu-ți dăm. Nu-ți dăm. Deci chiar nu-ți dăm. Ea intră în post, în rugăciune și trimite ne tu. De ce vrei să-ți-l dăm noi? Ce crezi că Domnul poate să-ți ție? Dacă tu zici dați-mi un video, înseamnă că insinuiesc că nu există. Și atunci tu înseamnă că nu crezi Biblia. Și dacă nu crezi Biblia, nu vorbim cu tine, că trebuie să intri la pucăință. Adică nu putem vorbi despre darul care e mai mult decât doctorat în spiritualitatea Duhului, da? când tu nu crezi în lucrurile mici. De ce vrei să-ți dăm un video? În primul rând, lucrurile astea se întâmplă de foarte multe ori ascuns. Nu sunt făcute să se filmeze. Pentru că dacă ar fi fost filmată asta, cu mene-mene, înțelegeți? E o lucrare de descoperire, e o lucrare foarte sensibilă, nu e făcută cu scop de popularizare, nu este în evidență omul, nu e, nu e evidențiată biserica, clădirea, cultul, nu. E evidențiată lucrarea, adică există un plan al lui Dumnezeu. Vedeți ce s a lucrat și în cazul meu sâmbătă asta, înainte de cină. Eu m-am rugat seara, nimeni n-a știut asta, Duminică la miaz, unui om care s-a pus să se odinească, Duhul i-a dat un vins autentic, cu detalii. Detalii exacte, exact ce ceream eu. De ce? Pentru că Duhul n-a făcut asta să fie o popularizare. Eu v-am explicat lucrurile astea și n-am scos în evidență nici într-un caz persoana mea, ci din contră am scos în evidență faptul că lucrează Domnul pe persoane ascunse, pe care nici nu le știți. Dar dacă ești sincer cu Dumnezeu și ai o cerință în fața lui Dumnezeu, Duhul vorbește și azi. Oamenii care au dat rătămăcirii limbilor percep în mod supranatural și instantaneu mesajul rostit într-o limbă străină necunoscută tălmăcitorului. Uitați-vă că răspund unui mesaj vorbit în limbi prin tălmăcirea acestuia. Uitați-vă că îl glorifică pe Dumnezeu și îi evidențează puterea prin această manifestare miraculoasă. Nu e o putere asta mare? Imaginați-vă că am cunoscut oameni care abia știau să citească din Biblie niște bătrâni care abia au ajuns la biserică. Niște bătrâni care se puneau în genunchi, într-o clădire veche, pe podele și începeau să vorbească în limbi. Și vorbea un limbi și din toată Duhul vorbea prin ei cu dar de vorbi în alte limbi. Și o altă persoană care nu avea școală deloc, nu că n-ar trebui să ai școală ca să ai darul acesta, dar nu depinde de școala ta darul ăsta. O altă persoană care nu s-a văzut cu persoana aceea, cu acel frate, a primit tălmăcirea și într-un mod supranatural, biserica s-a înviorat, s-a înflăcărat, pentru că mesajul era un mesaj de descoperire. Că au fost dușmani, au fost securiștii care au încercat să intre în clădire și înainte să ajungă să intre în clădire, deasupra clădirii au văzut foc și au sunat la pompieri. Și când au venit pompieri, ei nu au văzut nimic. Și Dumnezeu l a distorsionat imaginea și oameni, nu unul, doi, oameni mulți care au vrut să le facă rău, au început să vadă diferit, au început să vadă în lumea Duhurilor, în lumea lui Dumnezeu, pentru că acolo era o flacără a Duhului care ardea peste clădirea aceea, pentru că un bătrânel se ruga prin Duhul, pentru că o persoană care nu prezenta credit, care amblea un pe stradă, care nu avea nicio valoare din perspectivă materială, care nu avea nicio proprietate, care nu putea prezenta interes să fie îngrijită, să rămână vocasă unui tânăr de pe seama lui. Nu, vorbea Duhul prin el. Cine era glorificat acolo? Dumnezeu. Este evidențiată puterea supranaturală care depășește capacitatea și nivelul rațional al omului. Întotdeauna să reținem asta foarte important. Prin darul acesta al trămăcirii limbilor este edificată biserica de ce mesajul vine din partea lui Dumnezeu. E dat cu scop de transformare a oamenilor prezenți în clădire. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să stai cu ochii închiși. O să mai stăm câteva minute după rugăciunea asta să încercăm să răspundem la întrebări sau la o parte dintre ele, că n-am văzut câte a scris. Se termină acest studiu. Gândește-te bine. Nu cumva ar fi, dru, ar fi vrut Duhul Sfânt să-ți dea un dar pe perioada acestui studiu? Te-am rugat să ai ochii închiși ca să meditezi mai bine la tine. Nu cumva Duhul și-ar fi propus să vorbească prin tine pentru niște oameni care nu mai au speranță? Oare ai făcut tot ce ține de tine pentru ca Duhul să te poată folosi la nivelul la care și-a propus să te folosească? Oare legate de deciziile pe care trebuie să le iei, nu cumva Duhul Sfânt ar fi vrut să-ți facă niște descoperiri, să-ți transmită niște mesaje, ție personal, ție într-un mod supranatural, neașteptat. Să știi că pentru a lucra Duhul Sfânt prin tine, pentru tine, nu trebuie să fii un om super experimentat, nu trebuie să ai 50 de ani de pocăință, trebuie să ai sinceritate, trebuie să fii disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să decide Duhul să facă asta în viața ta. Să ai experiențele tale cu Dumnezeu, să ai descoperirile supranaturale. Există oameni care spun, unde este Duhul Sfânt care lucra ca altă dată? Știu unde e? Trebuie să fie pe strada ta, în camera ta trebuie să fie. În familia ta ar trebui să fie. În deciziile tale ar trebui să fie prezent Duhul Sfânt. În mașina pe care o conduci ar trebui să fie coborât Duhul Sfânt. Nu mai pune semne de întrebare de ce nu se arată Duhul Sfânt ca altă dată, că Duhul Sfânt alege să se arate prin tine, abia așteaptă să lucreze prin viața ta, prin sufletul tău. Dă-i controlul total al vieții tale. Aici încă mai sunt suflete care controlează viața lor, își gestionează planurile în funcție de cum ei doresc. Îmi place persoana aia? Lucrez pentru Domnul. Nu-mi place persoana aia? Nu lucrez pentru Domnul. În convine direcția aia? mă duc înainte, nu-mi convine direcția aia, dau pași înapoi, mă retrag, nu mai vreau cu Domnul, nu mă mai interesează. Ca să lucreze Duhul Sfânt prin tine, trebuie să existe un canal al Duhului înspre inima ta, trebuie să existe o avalanșă a Duhului Sfânt peste tine, toate murdările trebuie să fie curățate din inima ta, trebuie să dai la o parte orice lucru rău. Ați preda viața Domnului o chestiune de normalitate. Nu poate lucra Duhul Sfânt dacă mai există impurități în tine. În primul rând, Duhul convinge inima ta de păcatele proprii, de ambiții proprii, de mândrii personale, de idei de afirmare, de dorință, de ranghiună, de resentimente, de răutăți, de nemulțumiri, de tot felul de discordii de astea copilărești care n-au niciun impact și care n-au niciun rost în lumea asta să facă Dumnezeu curățenie în viețile noastre. E cineva aici care zice, Duhul, vreau să mă controlez mai mult, să fac un semn cu mâna ridicată, Duhul, vreau să mă atingi mai mult, vreau Duhul să lucrez mai mult în viața mea, vreau Duhul să văd lucrarea ta supranaturală în sufletul meu, vreau o intervenție supranaturală, nu vreau doar vorbe. După acest studiu, vreau o atingere în viața mea, vreau să pot să identific, să spun, da, uite, am darul acesta de la Duhul Sfânt, se manifestă în sufletul meu, se manifestă în inima mea, se manifestă în trăirea mea, îl, hotărăște Duhul. Sfânt când să fie derulat, când să înceapă lucrarea. S-ar prea putea să fie seara asta, seara pe care Duhul a hotărât-o să lucreze în viața ta. Rebret cantara manadio zehet. Noi nu suntem chemați să fim la biserică doar să fim eliberați în fiecare seară de poverile noastre și să avem speranța că din nou Domnul e cu noi. Noi suntem chemați să fim aici plini de putere, să auzim așa vorbește Domnul, să primim mesaje de la Duhul Sfânt, să fim din putere în putere prin Duhul Domnului, înaintea Domnului să mergem pe treaptă, treaptă cu treaptă, tot mai sus prin credință. Duhul Domnului să vorbească în casa ta, Duhul Domnului să vorbească în inima ta, Duhul Domnului să vorbească prin tine, prin sufletul tău. Domnul vrea să lucreze. Lasă-ți mintea controlată de Duhul Sfânt. Lasă-ți viața așezată sub puterea lui Dumnezeu. Ideile tale, pasiunile tale, orice aduce discordanță față de planul lui Dumnezeu să pălească în această seară, să lucreze Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune înfocată. Aș vrea să cerem prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să uităm de ce se întâmplă în jurul nostru ca timp. Să nu ne intereseze așa de mult pământul, ceasul, problemele. Să ne intereseze lucrarea Duhului Sfânt. Lucrea Domnului să lucreze în viața ta, să activeze în familia ta. Dumnezeu vrea să strângi oameni spre Hristos, să adun, să adun, să adun oameni rătăciți de pe stradă. O, oamenii care nu mai iubesc pe Domnul din casa ta, fii risipitor să fie eliberați în numele Lui Isus. Poate veni cu cineva care nu cunoaște pe Domnul în această seară, în locul acesta. Ne rugăm să-L atingă sângele Lui Isus Hristos. Ne rugăm dacă e planul Domnului până în 28 la botez, aprilie, să-și predea viața Domnului. Să depună o cerere de botez, să atingă Duhul lui Dumnezeu, să atingă Duhul lui Dumnezeu, să cadă toate lucrurile lumește pe viața lui sau viața ei, să lucreze Duhul Sfânt.